În concluzie, jocurile de calculator și filmele science fiction prezic lupte grele între roboții gigantici, iar una din aceste lupte s-ar putea să aibă loc chiar anul viitor. Dacă vreți să aflați mai multe, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științelor moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi în emisiune, știrile de azi. Martin Aircraft lansează Martin Jetpack, primul costum de zbor disponibil pentru oamenii de rând. Microsoft prezintă HoloLens. Elvețienii au lansat programul de curățare al spațiului cosmic, iar americanii i-au provocat pe japonezi la o luptă între roboții gigant. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Batman Arkham Knight primește un nou DLC, în care personajul principal este Batgirl. Warner Bros. A anunțat că personajul suplimentar Predator a devenit accesibil în Mortal Kombat 10, iar Uncharted 4, A Thief's End, a primit un clip demo de 11 minute. Gadgetul zilei este un dispozitiv multifuncțional care transformă orice telefon cu Android într-un desktop. La categoria site-uri venim cu noua colecție de imagini Google Street View din 40 de noi locații exotice și o hartă interactivă 3D care urmărește poziția a circa 20.000 de unități de gunoi cosmic. Martin Aircraft lansează pe piață Martin Jetpack, primul aparat de zbor creat pentru oamenii de rând, dotat cu un motor de 200 de cai putere și cu o autonomie de 30 de minute de zbor. Microsoft a dat publicității un clip video în care prezintă HoloLens, tehnologia care ne va influența viața în mod semnificativ chiar în următoarele decenii. Elvețienii au lansat programul de curățare a spațiului cosmic Clean Space One, în cadrul căruia gunoiul din jurul Pământului va fi capturat, scos de pe orbită și distrus prin ardere în atmosfera terestră. Compania americană Megabots i-a provocat pe japonezii de la Tsuyobashi Heavy Industries la o luptă cu participarea roboților giganți. Cum ar fi să poți decola de la balcon sau din curte și să faci o plimbare în zbor, timp de jumătate de oră deasupra orașului? O idee science fiction care va deveni realitate în 2016. Martin Aircraft lansează pe piață Martin Jetpack, primul costum de zbor disponibil pentru oamenii de rând. Dezvoltat în urma a peste 35 de ani de teste, Martin Jetpack este dotat cu un motor diesel de 200 de cai putere V4 și are o autonomie de 30 de minute de zbor. Jetpack-ul poate fi folosit de persoane cu o greutate de până la 120 de kilograme, atinge viteza maximă de 72 de km la oră și urcă până la altitudinea de 1000 de metri. Compania din Noua Zeelandă a anunțat că deja are câteva comenzi, iar prețul costumului zburător va fi de 150 de